Romanii, asemenea multor altor populații din antichitate, aveau obiceiul de a-și venera morții. În acest scop, ei construiau edificii somptoase. Un asemenea edificiu este și cel din care a provenit această stelă funerară, descoperit în cadrul localității Tomis. Soldatul respectiv este reprezentat purtând un mic pumnal denumit Pugio și un gladius. Modul în care este reprezentat ținând cele două degete în formă de V pe mânerul gladiusului, adică a spadei, este extrem de interesant, sugerând faptul că acesta a murit fie în timpul serviciului militar, fie la scurt timp după efectuarea acestuia. Pe partea centrală a stelei se poate identifica o mică inscripție în latină, Marcianus Patri Possuit, ceea ce semnifică faptul că Marcianus a pus această stelă în memoria tatălui său. Întrucât nu ni s-a păstrat numele tatălui său, nu putem ști exact despre cine este vorba. Din elementele simbolice deja enunțate, putem deduce faptul că era vorba despre un ofițer important din cadrul unei legiuni staționate în zona Tomisului, anume în regiunea Moesia Inferior. Putem data stela respectivă în perioada secolelor 1 sau 2 după Hristos.